Deși este o persoană responsabilă care vizitează cel puțin o dată în an medicul dentist, specialistul i-a găsit unele probleme care trebuiesc rezolvate de urgență. Ce vă deranjează? Locul liber între dinți. Aha, spațiu între dinți. Spațiu, da. Ok, din față jos aici. Sunt probleme. Așa, dureri n-aveți? Nu. Nimic, da? Rest probleme n-aveți? Nu. Da. Ok. De tatrajul, când l-ați făcut ultima dată? Curățare? Da. Un an în urmă. Un an în urmă. Bine, să vedem și noi ce aveți. Deci, vă recomand să facem un detartraj referitor la spațiile care sunt aici jos și aici sus. Jos, ca o procedură mai puțin invazivă, ar putea face mici restaurări. Total, nu cred, nu o să putem închide spațiul ăsta, doar un pic să-l micșorăm, estetic să fie mai bine. Doamna Mariana are dinți sănătoși, fără probleme, a avut depunere, am făcut un detartraj, acum sunt în normă. Recomandările sunt să vină o dată la jumătate de an la un control, să vedem snaparul care e ceva mai complicată. Deocamdată sunt căruțe mici, fisurale, care, părerea mea, ar trebui să le monitorizăm în dinamică, să vedem cum avansează. Prima săptămână de proiect și prima vizită la dentist. Medicii au promis un zâmbet fără nicio reținere, pentru că și-au propus să-i schimbe toată dantura. Povestiți-ne, ce vă deranjează pe dumneavoastră? Mă deranjează dinții când e culoarea albă și când toată lumea. Uh-huh. Estetic, partea estetică vă deranjează, da? Da. Ok, deschideți gâița să nu uităm. La noastră și coronițele acestea, într-adevăr, coronițele acestea metalice, închideți gâița, reprezintă un defect estetic pentru așa o doamnă tânără ca dumneavoastră. Apoi mai aveți o problemă, dentișoarele din față au niște plombițe mai vechi care s-au uzat și s-au desprins de la pereții dinților. Deci noi mai întâi, o să începem cu un detartraj, cu o curățire, după care o să trecem la restaurarea dinților din zona frontală. Planul de tratament a fost compus din trei părți: chirurgical, terapeutic și protetic. În zona frontală, dumneavoastră avea niște coroane metalice care, pe lângă faptul că erau inestetice, mai prezentau și lăsau și un gust metalic în gură. De aceea, ele au fost înlăturate și, în schimb, mi s-au făcut niște restaurări, modificându-i un pic forma dinților, poziția și culoarea. În cabinetul medicului stomatolog i s-a făcut un implant dentar, pentru că vrea din nou să zâmbească, însă coronițele galbene și dintele lipsă nu-i permiteau acest lucru. Pacienta s-a prezentat cu lipsa dintelui 2-5 și a hotărât să-și restabilească dintele datorită unui implant. După ce am făcut tomografia, după ce am studiat suportul osos pe care va fi instalat implantul, suportul osos este mai îngust și am fost nevoit să mai facem o intervenție suplimentară care se numește splitting osos sau expansie osoasă și după asta să instalăm implantul. Operația a decurs cu succes. Pe lângă expansia care am mai făcut, am mai adăugat și os artificial cu membrană.
profesie medic știe că sănătatea este cea mai importantă. Povestiți-ne, ce vă deranjează? Nu știu ce mă deranjează, pentru că n-am vizitat foarte de mult stomatologul. Ok. Mi-e frică de... Atunci ne uităm noi și vă spunem care sunt problemele. Bine? Bine. Consultații, doamne Aurelia a depistat câteva probleme în zona laterală, reprezentate de cariuțe, care pot fi tratate prin intermediul obturațiilor. De asemenea, am mai depistat absența unor dinți în zona laterală, sus, la maxilă, care pot fi tratate prin intermediul implanților. Și, pe lângă acestea, doamna Aurelia mai prezintă o formă medie de parodontită cronică marginală generalizată, pe care am tratat-o prin intermediul detartrajului. Doamna Aurelia recomand să frecventeze medicul stomatolog o dată în an pentru procedura de detartraj, pentru a menține sub control piatra dentară.